Cât de rentabil este să deții o afacere în Republica Moldova? Dai întrebări provocatoare. Am prezentat modelele pe același podium cu Cătălin Botezatu. A fost prezentarea de modă cu cel mai mare impact pentru mine. Motivația o găsesc în mine, inspirația o găsesc în mine. Eu sunt o adeptă a eleganței și a feminității. Cât costă aceste cursuri de croitorie pe care le oferi? Ce sfaturi ai avea pentru oameni în alegerea ținutelor vestimentare? Ce le-ai putea recomanda? Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod al emisiunii Încerc. Astăzi alături de mine este o tânără antreprenoare din Cahul, care a reușit să-și construiască o carieră frumoasă aici acasă datorită pasiunii pentru design, vestimentar și croitorie. Mai multe despre activitatea ei la moment, brand, ținute, dar și planuri de viitor, ne spune chiar ea, Doina Cebotaru. Doina, te salut și îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația mea astăzi. Bună, Bianca! Îți mulțumesc și eu pentru această invitație și pentru această introducere frumoasă. Sunt încântată să fiu astăzi alături de voi aici. Spune-mi, cum ai vrea să te prezinți în fața publicului? Poate eu n-am menționat ceva. Eu sunt Doina Cebotaru. Administrez două ateliere de croitorie în incinta incubatorului de afaceri din Cahul, unde confecționăm articole vestimentare. Avem o mini-secție de producere, ca să-i spun așa, unde producem producția lon. Avem cursuri de croitorie, executăm comenzi individuale și colecții vestimentare atunci când am eu inspirație, ca să zic așa, și timp. Cum a pornit pasiunea ta pentru crearea articolelor vestimentare? Este o pasiune pe care o ai de mică sau care a luat naștere acum ceva timp? Povestește mai multe detalii. Mama avea o colecție impresionantă de ținute elegante, rochii și costume, de unde eu m-am inspirat chiar și în activitatea mea. Prima mea colecție a fost inspirată din garderoba mamei mele, din tinerețea ei, și astăzi chiar port o ținută la fel inspirată din garderoba mamei mele din anii 95 orientativ. Și cred că am readus-o frumos la viață. Da, să știi că sună foarte interesant. Deci e o pasiune pe care o ai de mic copil și care se trage, de fapt, din familia ta, așa înțeleg. Spune-mi cum alegi ce stofe să utilizezi în crearea articolelor vestimentare. Totul depinde de ideile pe care le am. La mine așa funcționează. Întâi am ideea, după care mă gândesc ce stofe s-ar potrivi pentru modelele mele. Evident că după ce îmi stabilesc ideile, țin cont de anumite caracteristici ale stofelor, de exemplu cum ar fi greutatea stofelor, textura stofelor, fluiditatea lor, astfel încât țesăturile pe care le aleg să corespundă cu modelul meu. Dar cât durează în general acest proces de creare a ținutelor, de la ideea de schiță și până la produsul final? Totul depinde de produsul pe care alegem să-l creăm. Timpul de lucru este diferit. De exemplu, o fustă se coase în câteva ore, dar un sacou se poate coase și în câteva zile. O rochie simplă dreaptă, la fel, se coase mai rapid, pe când o rochie de seară necesită o atenție mai amănunțită. Există niște etape de lucru pentru fiecare produs, cum ar fi, mai întâi este necesar să elaborăm conceptul, să ne determinăm ce anume dorim să creăm, ce tipuri de țesături să folosim, ce culori, ce furnitură. După ce am stabilit aceste detalii, este necesar să creăm tiparul modelului nostru, croim, după aia coasem și stabilim cum ori coasem la gata ținuta, ori doar asamblăm detaliile astfel încât să oferim clientului posibilitatea de a veni la câteva probe. Și deja sunt etapele finale, prelucrarea tuturor detaliilor și călcatul final al produsului. Dar care a fost cea mai complicată piesă vestimentară din toată colecția ta sau din cele pe care ți le-au cerut clientele? Și dacă a fost pe măsura așteptărilor persoanei care a comandat-o? Probabil că a fost o rochie de mireasă. Această rochie a fost și o provocare pentru mine, pentru că dacă
anterior eu eram implicată în alte activități și cumva în procesul de creare a ținutelor poate nu eram implicată cap-coadă. La acest model și anume la această rochie de mireasă am hotărât să mă provoc pe mine și să mă implic de la început până la sfârșit, începând cu preluarea măsurilor clientei, începând cu stabilirea detaliilor, stabilirea modelului, până la coaserea și prelucrarea tuturor detaliilor finale. Chiar și despre această rochie de mireasă am dorit să discutăm, despre faptul că eu am văzut o postare la tine pe pagina de Instagram, aceste rochii de mireasă pe care ai creat-o acum ceva timp și vreau să-mi zici de unde ai găsit atâta curaj ca să creezi o rochie de mireasă cap-coadă, fiindcă în Moldova totuși există atât de multe ateliere unde se vând, se dau în chirie rochii de mireasă și vreau să-mi zici cum totuși ai decis să creezi o astfel de operă de artă, i-aș putea spune chiar. După cum ziceam, am vrut să mă provoc pe mine. Eu sunt genul de persoană care cumva întâi sare în ocean și după aia se gândește cum să înnoate și această rochie de mireasă a reprezentat o provocare foarte mare, deoarece să realizezi o rochie de mireasă este și o responsabilitate foarte mare, fiindcă clientele miresele sunt deosebit de sensibile, de pretențioase, au foarte multe așteptări. Și rochia de mireasă, în cea mai importantă zi din viața lor, evident că este și în centrul atenției și necesită să acordăm atenție tuturor detaliilor și să răspundem în fața clientului conform așteptărilor lor. Dar cât a durat procesul de creare acestei rochii de mireasă? Cred că a durat un pic mai mult de o săptămână, ca să zic așa. Aici luăm în considerare și discuțiile cu clienta, privind stabilirea tuturor detaliilor și modelului, ce anume îi se potrivește conform personalității sale, probele pe care le-am efectuat împreună. A fost vreodată un caz în care ai refuzat vreun client și din ce motiv? Când am deschis atelierul, nu obișnuiam să refuz clienții, preluam absolut toate comenzile. Acum însă nu neapărat refuz clienții, nu îi refuz, doar că refuz să iau comenzi la urgență, deoarece acum prefer să lucrez în ritmul meu, în timpul meu, în liniște și în calm și să mă asigur că o să răspund tuturor așteptărilor clienților și o să-i ofer un produs pe măsură. Cursurile de croitorie. De unde a pornit această idee și cât de eficiente sunt aceste cursuri? Probabil că a pornit din entuziasmul meu. Când am deschis atelierul, eram foarte entuziasmată de tot ce se întâmpla în cadrul atelierului, de tot procesul de lucru, de cum dintr-o simplă bucată de material putem realiza niște lucrări foarte frumoase. Și eram foarte entuziasmată și dornică să transmit asta și altor persoane. Aceste cursuri sunt suficiente pentru doamne, domnișoare care își doresc să deschidă un atelier de croitorie sau sunt doar pentru etapa de începători? Este un curs de bază pentru începători, dar consider că sunt și suficiente astfel încât să îți deschizi chiar și o afacere în acest domeniu. Cursurile noastre acum durează 2 luni. Pe parcursul la 90 de ore, în care fetele au posibilitatea de a învăța construcția tiparelor cu sprijin pe talie și pe umeri, modelarea, adică cum ajungem de la tiparul de bază la modelul pe care dorim să-l creăm, croiul și coaserea propriu-zisă a tuturor detaliilor și a produsului final. Aici oferim baza. Evident că este necesar, nu doar în acest domeniu, dar în toate domeniile, să învățăm continuu și să ne dezvoltăm, cu atât mai mult că moda se schimbă mereu, tehnologiile evoluează și trebuie să fim mereu în pas cu evoluția tehnologică și cu toate schimbările din jurul nostru. Dar am avut 2 cazuri în care fetele chiar și-au deschis niște ateliere de croitorie la ele în localitate, în satul Găvănoasa și în satul Colibaj.
Și chiar pot spune cu mândrie că, datorită și implicării mele în diferite proiecte și activități sociale, am fost implicată în cadrul unui proiect unde am oferit un curs de cusătorie doar, adică am oferit o informație, o bază informațională mai mică decât ceea ce oferim acum, dar fetele totuși care și-au dorit, ele au reușit să-și deschidă o mică afacere. În cadrul acestui proiect, noi am instruit 7 persoane și din aceste 7 persoane au fost selectate 2 persoane care au fost cele mai active și în care s-a văzut potențial și ele au câștigat și un set de utilaje, au câștigat o mașină de cusut liniară, un surfilator și un fier de călcat, ceea ce reprezintă strictul necesar, dar suficient pentru a începe să lucrezi de acasă. Și chiar sunt mândră de acest lucru, fiindcă cu o bază informațională chiar mai mică decât ceea ce oferim noi acum, ele au reușit să lucreze în acest domeniu. Cum reușești să ajungi la inima fiecărei cursante, să înțelegi nevoile, să o ajuți exact așa cum ea, de fapt, cere și are nevoie? Cursantele noastre cumva sunt și persoane care deja știu ce își doresc. Sunt mai mult persoane după 30 de ani, sunt persoane care au deja un loc de muncă, de exemplu sunt profesoare, sunt juriste, medici am avut și ele vin să învețe croitoria pentru ele însele, pentru familia lor, pentru copiii lor, să învețe să își coase haine pentru ele și să își repare haine, astfel încât să și economisească careva bani de a merge la un atelier de croitorie sau la un atelier de reparații. Cumva cu ele este mult mai ușor de lucrat, ele știu ce își doresc și au cumva un scop clar definit când vin la noi la cursuri. Cât costă aceste cursuri de croitorie pe care le oferi? Cursul de croitorie costă 3.500 de lei pe lună. Vreau să-mi zici acum să trecem la un alt subiect și să-mi spui despre prezentările de modă peste hotare. Cum a fost această experiență pentru tine și ce ai învățat de acolo? Probabil că a doua prezentare de modă la care am participat a fost cea cu mai multe emoții. Prima prezentare de modă la care am participat a fost în Chișinău și cumva era prima experiență pentru mine și era un total necunoscut. Și faptul că era necunoscut cumva a fost ușor pentru mine. Însă la a doua prezentare de modă am participat în Cluj-Napoca. Deja știam ce am făcut bine, ce nu am făcut bine, la ce trebuie să atrag atenția, ce trebuie să îmbunătățesc și cumva eram mult mai emoționată. De asemenea, în Cluj-Napoca am prezentat modelele pe același podium cu Cătălin Botezatu, care este cunoscut ca unul dintre cei mai faimoși, renumiți și bogați designeri din România și asta cumva a adăugat greutatea emoțiilor mele, a adăugat un pic de stres, dar și de onoare în același timp. Tot în Cluj-Napoca a fost pentru prima dată în care eu am fost invitată să ies pe podium alături de modelele mele. Respectiv, iarăși am avut foarte multe emoții. A fost prezentarea de modă cu cel mai mare impact pentru mine. Vreau să-mi zici cum este Cătălin Botezatu în realitate, fiindcă noi, cei de aici, îl cunoaștem doar din sursele online, dar poate totuși tu l-ai descoperit altfel. Spune-mi cum este de fapt. Eu am avut posibilitatea să interacționez cu el pe parcursul unei singure zile. Nu știu dacă este exact suficient ca să-mi fac o părere mai amplă, dar din ceea ce am observat eu și am interacționat cu el, este o persoană totuși mult mai simplă decât ceea ce se vede pe online. Ce colecții ai prezentat la prezentările de modă peste hotare? În Cluj-Napoca am prezentat o colecție mai pareziană, ca să zic așa. Am prezentat rochii și costume elegante combinate cu berete și am folosit țesături de tip Chanel. Pe când în Barcelona, de exemplu, am ales să prezint o colecție de rochii negre de seară.
Modelele care participă în cadrul prezentărilor de modă ale colecțiilor tale sunt din Cahul sau sunt, de exemplu, așa cum ai zis, din Cluj-Napoca și chiar de peste hotare? Atunci când merg peste hotare, modelele sunt din partea organizatorilor. Însă atunci când au loc prezentările la Cahul, alegi tu domnișoarele care să-ți prezinte colecțiile? În Cahul am organizat două prezentări de modă. Prima din ele a fost organizată într-un regim mai alert. A fost organizată de către Comitetul Sindical al Lucrătorilor din Serviciul Public și acolo modelele au fost lucrătorii din Serviciul Public. Au fost funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Cahul, Consiliului Raional Cahul, din cadrul Serviciului Vamal. Dar a doua prezentare de modă a fost în cadrul unui eveniment pe care l-am organizat împreună cu Primăria Municipiului Cahul și Asociația Obștească Active Woman. A fost evenimentul intitulat Serata Cahulencelor și în cadrul acestui eveniment am organizat mai multe activități, printre care și această prezentare de modă. Acolo am ales în mod special să fie ca modele doamne 40 de ani plus, doamne active din orașul Cahul, au fost juriste, contabile, profesoare și am ales anume această categorie de vârstă deoarece am dorit să pun în valoare eleganța și naturalețea lor de la care ne putem inspira și noi foarte frumos. Dana, vreau să-mi zici cum vezi dezvoltarea brandului tău în următorii ani. Eu, de fapt, prefer întâi să realizez lucrurile pe care mi le propun și după aia să vorbesc mai detaliat despre ele. Planuri am multe, evident că îmi doresc o evoluție și o dezvoltare în activitatea mea. Îmi doresc poate ceea ce ține de cursurile de croitorie să le mut și în online. Îmi doresc colaborări mai multe cu persoane juridice. Dar vedem ce ne rezervă viața și sunt sigură că vor fi schimbări, vor fi provocări pe care sunt deschisă să le îmbrățișez așa cum vin. Ce servește drept sursă de inspirație și motivare pentru ceea ce faci zi de zi? În ultima perioadă, principala sursă de inspirație sunt chiar eu. De obicei, noi oamenii, chiar și eu, de foarte multe ori am avut tendința să mă uit în exterior, să mă compar cu alții, cumva să mă motivez din alte surse externe. De la o perioadă constat că principala mea sursă sunt eu, găsesc în interiorul meu exact tot ceea ce am eu nevoie, pentru că consider că noi suntem bucățele din Dumnezeu, înzestrați cu toate lucrurile de care avem nevoie și respectiv nu consider că este necesar neapărat să ne inspirăm din surse externe. Chiar și în activitatea mea de la atelier, dacă doresc să îmi confecționez mie ceva, încep să-mi pun careva întrebări. Ce anume doresc să port, cum mă face să mă simt această ținută și ceea ce îmi răspund, aceea și îmi cos. În viața de zi cu zi, la fel. De la o vreme încep să alerg dimineața. Până acum, cumva, îmi căutam un partener de alergat. Acum însă, motivația o găsesc în mine, inspirația o găsesc în mine, nu am nevoie de surse externe, efectiv mă trezesc și merg la alergat. Cât de rentabil este să deții o afacere în Republica Moldova? Consider că nu este vorba despre locul sau țara în sine, este vorba despre antreprenorul în sine și despre capacitatea lui de a își gestiona resursele și de a-și administra afacerea. Cu toate că chiar dacă există provocări economice și sociale, dacă antreprenorul are abilitatea de a se adapta, poate transforma toate provocările în oportunități de succes. Eu personal mai am și eu încă foarte multe de învățat la acest compartiment, am învățat totul din mers, ceea ce ține de business și sunt deschisă să învăț și să mă dezvolt în continuare. Tu activezi în cadrul incubatorului de afaceri Cahul și vreau să-mi zici cât este de ușor pentru un tânăr să obțină un loc de muncă în acest incubator de afaceri.
Dacă sunt spații disponibile în incinta incubatorului de afaceri, atunci cred că este destul de ușor. Este necesar de a depune o cerere, de a avea o întreprindere deschisă și de a fi asumat în ceea ce faci și în activitatea pe care dorești să o realizezi, astfel încât să, la final de lună să poți să-ți și achiți facturile. Dar care sunt beneficiile obținerii unui loc de muncă în cadrul incubatorului de afaceri Cahul? În primul rând, în cadrul incubatorului de afaceri Cahul, avem acces la un preț mai mic decât cel comercial din alte zone sau instituții. În al doilea rând, administrația incubatorului organizează diferite seminare de instruire privind marketingul, contabilitatea, managementul afacerii, ceea ce este foarte bine pentru tinerii antreprenori. De asemenea, administrația este implicată și în diferite proiecte pe care ne implică și pe noi rezidenții. De exemplu, eu personal am participat în Bulgaria la un schimb de experiență, unde am făcut cunoștință cu alți antreprenori, atât din domeniul meu, cât și din alte domenii, precum și am participat și la o expoziție internațională datorită implicării mele prin intermediul incubatorului de afaceri din Cahul. Foarte des în postări, fiindcă te urmăresc pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, o menționez pe Maria Cebotaru. Cine este această Maria Cebotaru pentru tine? Maria Cebotaru este mama mea. Este acea persoană care spune mereu da la toate ideile mele și vine și ea cu un set de idei. De exemplu, ideea de a organiza o prezentare de modă în Cahul pentru doamne, în mod special pentru doamne și nu domnișoare, a fost chiar din partea mamei mele. Și astfel, aceasta este o dovadă a faptului că ideile bune se nasc cumva din comunicare și dialog. Care sunt piesele și articolele vestimentare care crezi că sunt esențiale în garderoba oricărui dintre noi? Eu sunt o adeptă a eleganței și a feminității, a clasicului. Îmi plac foarte mult rochiile și costumele elegante. De aceea consider că o femeie este neapărat necesar să aibă în garderoba ei rochii, fie de zi, fie de seară sau de birou, dar cred că acest element este esențial. Și dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație, de exemplu, cum ar fi să ne imaginăm că ieșim afară și toate femeile sunt îmbrăcate în rochii elegante, cu o postură dreaptă, cu un zâmbet pe față. Cred că ar fi foarte frumos și cred că s-ar schimba și comunitatea noastră. Sunt de acord cu tine în totalitate și chiar cred că așa ar fi. Dar vreau să-mi zici cum se îmbracă tinerii de la noi din Cahul. Ce părere ai vis-a-vis de acest lucru? Tinerii se îmbracă mai mult sport, observ, lejer. Pun accentul pe comoditate mai mult din ceea ce observ eu. Și cum ți se pare acest lucru? Cât de bine totuși se îmbracă ei? Dacă să vorbim după preferințele mele, totuși eu prefer un strop de eleganță totuși să găsim și în rândul tinerilor. Dar oamenii în general, cum se îmbracă cei din Cahul? Probabil că influențează și categoriile de vârstă și preferințele și starea lor socială. Observ că totuși sunt persoane care pun accent pe aspectul lor exterior, investesc în ținutele lor vestimentare, dar totuși sunt și categorii de oameni care preferă comoditatea sau nu neapărat țin cont de vestimentație. Spune-mi cum vezi tu faptul că unii angajați au ținutele vestimentare prevăzute de un anumit protocol etic. Și aici mă refer la însoțitorii de bord, la medici, care poartă de fiecare dată același halat, același costum. Cum vezi tu acest lucru? Consider că uniformele sunt ca o carte de vizită. Aceste uniforme semnalează cumva apartenența la o anumită meserie sau la o anumită instituție. Cum ai menționat și tu anumite categorii de angajați, există și în companiile private și în instituțiile de stat
această cultură organizațională. Și mie personal, și eu personal sunt de acord cu aceasta, fiindcă anumite funcții implică o anumită doză de responsabilitate și de seriozitate, atât între angajați, cât și față de cetățenii care interacționează cu aceste instituții. Spune-mi, ce nu ai purta niciodată? Cred că aș fi deschisă să testez orice stil de îmbrăcăminte, dar doar ca un scurt experiment, ca o scurtă distracție. Nu aș opta niciodată pentru un stil extravagant. După cum am spus, eu sunt adepta clasicului, eleganței, îmi place să port asemenea ținute și mă simt foarte bine în ele. Cum ți se pare ținuta mea de astăzi? Ce mi-ai putea sugera? Observ că ai o rochie foarte cochetă. Ai optat pentru un negru care este mereu la modă și care nu trădează niciodată. Observ că ai niște bijuterii delicate, un machiaj natural, coafura naturală. Mi se pare foarte ok, îmi place foarte mult și mai ales faptul că ești însoțită și de un zâmbet și de naturalețe, consider că e perfect. Mulțumesc mult pentru apreciere. Hainele pe care le porți tu, sunt toate create de tine personal sau apelezi și la centrele comerciale pentru a le cumpăra direct din magazine și din ceea ce aduc alte branduri? Am și haine cusute, dar și haine procurate. De fapt, prefer să am mai mult haine cusute, dar evident că nu îmi pot folosi timpul doar pentru a coase haine pentru mine. De aceea îmi mai și cumpăr haine, de obicei cumpăr din România, pentru că acolo am acces la niște haine din stofe pe care aici în Moldova nu le pot găsi. Ce sfaturi ai avea pentru oameni în alegerea ținutelor vestimentare? Ce le-ai putea recomanda? După cum ziceam, aș prefera să ies în stradă și să văd toată lumea îmbrăcată frumos și elegant și zâmbind. Dar evident că mai sunt uneori și alți factori externi, diferite genuri de activitate care poate nu neapărat permite asta. Însă ceea ce aș recomanda ar fi ca în fiecare dimineață, când ne alegem ținuta, să o alegem pe cea mai frumoasă, astfel încât să ne pună în valoare personalitatea, pentru că vrem noi sau nu vrem, totuși ținutele vestimentare ne influențează starea de spirit. Și dacă să facem un experiment și să alegem o zi în care să ne îmbrăcăm mai banal, să încercăm să observăm cum ne simțim în ziua aceea și în altă zi să ne îmbrăcăm cu ceea ce avem noi mai frumos. Poate că nu este neapărat și scump, dar dacă este din ceea ce avem noi cel mai frumos, oricum ni se schimbă starea de spirit. De aceea recomandarea mea este ca în fiecare zi să alegem ceea ce este mai bun pentru noi. Știi, noi avem tendința să păstrăm în garderobă hainele cele mai frumoase pentru ocazii speciale. Și cumva mereu să amânăm. Da, și cumva aceste ocazii vin foarte rar. Da, și nu ar trebui, cred, să amânăm aceste momente, fiindcă în fiecare zi ne putem crea o viață și o zi cât mai frumoasă. Da, sunt de acord. Mi-ai dus aici un obiect personal din familia ta, cred eu, fiindcă văd aici un tablou în care văd foarte mulți membri și vreau să-mi zici cine sunt ei și ce reprezintă ei pentru tine. Da, este o fotografie cu familia mea. Sunt exact cele mai importante persoane din viața mea. Cumva s-au selectat foarte bine când ne-am pozat. Sunt nepoții ei, sunt frații, cumnata, părinții, verișorii și la fel sunt chiar selectați cei mai importanți verișori, cele mai importante mătușe și am ales să aduc această fotografie și să am plăcerea să vă arăt și vouă, deoarece cumva suntem mereu implicați în agitația asta a muncii, a responsabilităților, a distracțiilor și uităm de ceea ce este cel mai important, familia totuși. Cât de des reușiți să vă vedeți totuși, fiindcă fiecare, cred eu, are viață personală, are o carieră construită și atunci poate nu reușiți atât de des să vă vedeți. Cât de mult și cât de des se întâmplă în cazul vostru?
Evident că în funcție de disponibilitatea noastră, dar în zilele de duminică cumva s-a format o tradiție și ne vedem mereu în zilele de duminică. Ce tradiții sunt în familia ta? O amintire ceva poate legată de familie, de copilărie, ceva ce ai preluat? Cred că anume aceste întâlniri de familie. Suntem cumva toți uniți, toți împreună, chiar atât eu cât și frații mei. Chiar dacă am învățat în Chișinău, am optat mereu să ne întoarcem cât mai aproape de familie și am optat și să lucrăm aici alături de familie și nu să plecăm peste hotare. Ce nu știe lumea despre Doinița Cebotaru? Probabil faptul că de la o perioadă încoace mă interesează foarte mult tot ce ține de evoluție spirituală, autocunoaștere. Chiar am participat la un curs intens timp de un an de psihoterapie. Cum ai descoperit pasiunea pentru această sferă? Din dorința de a mă cunoaște eu pe mine și de a-mi răspunde la anumite întrebări, cum ar fi cine sunt, ce valoare ofer eu societății, ce loc ocup eu în lume. Și ți-ai răspuns la aceste întrebări? Cred că ne răspundem pe tot parcursul vieții și chiar dacă îmi răspund astăzi la aceste întrebări, probabil peste un an o să-mi dau alt răspuns, pentru că totuși consider că evoluăm și este ok și să ne schimbăm părerile. Și această activitate pe care ai început să o practici acum de ceva timp te ajută în activitatea ta de designer, vestimentar și croitor? Da, mă ajută, fiindcă, după cum am spus, găsesc motivația și inspirația în interiorul meu și nu în exterior. Cât de important e ca o femeie să se simtă frumoasă? E foarte important, deoarece își schimbă starea ei de spirit, dar și emană o energie frumoasă și pozitivă și celor din jur și în exteriorul ei. Și cu femeile frumoase se schimbă lumea în frumos. Cum vezi tu rolul tău în a oferi încredere femeilor? Prin ceea ce faci tu zi de zi? Cred că chiar și prin ținutele pe care le creăm, oferim încredere femeilor și respect de sine. De asemenea, consider că ceea ce ofer eu nu este doar un produs sau doar o rochie, ci este și un serviciu personalizat. Spuneai anterior că atât tu cât și frații tăi ați decis să rămâneți aici acasă, să activați și să vă construiți o carieră. Spune-mi dacă totuși te-ai gândit vreodată să emigrezi și să-ți construiești un loc de muncă peste hotare. Niciodată nu mi-am dorit să emigrez și să mă stabilesc peste hotare, cu toate că de la o vreme încoace nu pot să zic că îmi doresc să plec din țară, dar dacă ar fi o oportunitate extraordinară, cred că aș îmbrățișa-o cu drag și aș profita de ea. Unde ți-ai dori să emigrezi? Dacă ne-ai putea da câteva exemple. Dacă ar fi să aleg și conform activității pe care eu o practic, cred că ar fi Paris. Fiindcă ai și avut prezentări de modă acolo? Sau fiindcă îți place viața pariziană? Îmi place stilul și viața pariziană. Te inspiră cumva în colecțiile tale acest mod de viață pe care cei de la Paris îl duc? Da, am avut cumva și surse de inspirație de acolo. Vreau să-mi zici dacă te consideri o tânără de succes. La etapa la care mă aflu eu acum, mă consider o tânără de succes, dornică să învețe și să se dezvolte în continuare. Ce sfat ai avea pentru finalul nostru de emisiune pentru tinerii care ne urmăresc? Să fie deschiși către lucruri și locuri noi, să creadă în forțele proprii, să aibă curaj să își îndeplinească visele și să creadă în visele lor, pentru că dacă un singur om de pe acest pământ a putut realiza acel lucru, atunci evident și noi o să putem realiza ceea ce ne dorim. Să creadă, să ceară, căci li se va da.
Dănița, eu vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația mea. Eu îți doresc mult succes în continuare și fie ca în viitor să vedem prezentările tale de mod mult mai departe, chiar și peste hotarele țării, acolo tu unde îți dorești, și să-ți realizezi toate visele pe care ți le-ai pus în plan. Îți mulțumesc și eu pentru această invitație și pentru această experiență minunată și vă doresc mult succes în continuare.